Și la mulți ani. La mulți ani nouă, dar doctor. Dar tot poezia am să fim foarte bine, mi-a plăcut e și mai tata. Scurt, mai te rog, te rog, este... Cred că la mine poate. Două, sunt mai ușoare. Foarte bine. Gramatică intimă. Era un mic pronume personal cu multe adjective prin prejur, râdeam nominativ, divin și pur, mă hârjăneam cu verbe amical. Gemeam acut de greul genitiv și prin conjuncții disjunctive, un maraton de stări infinitive, îmi defineam doar la imperativ. Visam în vocative vertical, cuvântul se cambra în interjecții, până au suflat semantic alte lecții, părăginind în câmpul lexical. În goana sfântă a acelui timp, mă conjugam la diateza reflexivă, inertă azi în varianta ei pasivă și în prezentivul ultimului anotimp. Prezentul unde locuiam ca subiect e azi un trist, interminabil bunătăt. Una pentru voi. Aniversară. În veșnicia luptelor de zbire ai presei și scriitorimii toate, pe a literaturii carte de bucate, sunt azi 3 ani de convorbiri. Rețeta e foarte simplă. Calitate în proza scurtă, poezia și eseul, în care suprimat nu-i eul, ci un meniu servit cu unitate. Iar masa convorbirilor e largă, bogată în arome de prietenie, pocalul plin în plină pandemie, furtuni nu au putut să-l spargă. Și dacă mai înțeapă prin cuvânt ușor și scurt cum face furculița, în loc să doară, rana e învădița prin care arta crește pe pământ. La pipa păcii de colaborare, mesenii își dansează pirueta în vals de vorbe din cu Antoaneta, regina unei conversații literare. Îți mulțumesc! Am știut de ce am făcut un compromis și într-o zi am decis să-i public și proză și poezie. Și uite așa apare ea și cu proză și cu poezie. Și sunteți toți invitați care sunteți buni să-mi trimiteți și mărim paginile, mai ales dacă vin și sponsorize. Că eu, ce să fac acum? Trebuie să și vorbesc, nu? Mulțumesc că e. O să ești, da? Da, ești formidabil.